Când alți copii își doresc jucării de Crăciun, Denisa vrea ceva mult mai de preț. Dragă moșule, mă numesc Badea Denisa Nicoleta și am 10 ani și îmi doresc multă sănătate pentru tati. Noi nu ne dorim decât sănătate pentru soțul meu și să fie bine. Din toată tradiția Crăciunului, doar scrisoarea către moșul se mai păstrează, pentru că doar acolo mai pâlpâie o rază de speranță. Pentru noi nu mai există Crăciun. Pentru noi e o zi ca orice zi. Povestea de Crăciun a Denisei este povestea prea multor copii din România. Urmărește-o duminică după amiază de la 2:30 la Asta e România.